După aproape 20 de ani de pauză, la Timișoara se fac din nou operații pe cord la copii. La Institutul de Boli Cardiovasculare funcționează acum un compartiment de chirurgie cardiacă pediatrică, unde micuților le este oferită o nouă șansă la viață. Astăzi au avut loc primele două intervenții pe inimă, la o fetiță de 7 ani și la un băiețel de 8 ani, care suferau de malformații congenitale. Cele două operații au fost făcute de un medic venit din Italia, de la una dintre cele mai cunoscute clinici specializate în chirurgie cardiacă pediatrică, Clinica San Donato. Cei doi pacienți sunt din Timișoara și sufereau de malformații cardiace. Operațiile au durat fiecare câteva ore, iar la finalul lor, copilașii au început practic o nouă viață. Are un defect septal interatrial, un orificiu între atriu stâng și atriu drept. Și atunci sângele trece din partea stângă în partea dreaptă, nu face cianoză, este din malformațiile congenitale simple. Pentru realizarea unor asemenea intervenții chirurgicale a fost amenajată o sală specială de operații în care se folosesc echipamente de ultimă generație. Toată tehnologia nouă, mese de operație, lămpi operatorii moderne cu lumină rece, cu cameră video care transmite pe monitor, transmite și jos în anfiteatru la studenți, aparatele de anestezie, care la fel sunt noi, 4 pompe de circulație extracorporeală. Pregătirile pentru reînceperea operațiilor de chirurgie cardiacă pediatrică au durat aproape 3 ani. Au fost amenajate sălile, iar 3 medici au fost pregătiți în clinicile din Italia, dar și în România, la Târgu Mureș și București. În noua secție lucrează 22 de medici, asistente și infirmiere. Am reușit să creăm o secție separată cu terapie intensivă, cu 12 paturi pe secție, cu o sterilizare nouă, cu bloc operator, inclusiv cu ambulator de specialitate, ceea ce ne dă mari speranțe pentru viitor. Malformația congenitală de cord este a treia cauză de deces a copiilor în România. Cardiopatiile congenite sunt niște malformații care sunt prima cauză de mortalitate de toate malformațiile congenitale al copilului mic și din norocul nostru că se poate face ceva care să opereze acest copii și după aia să devină copii normal cu o simplă operație. În urmă cu 20 de ani, la Timișoara s-au efectuat aproape 900 de intervenții chirurgicale și s-a înregistrat chiar și o premieră. Cel mai mic copil operat pe inimă avea doar 2 zile. Acum, în cele 3 centre din țară, între 250 și 300 de copii suferă o intervenție chirurgicală pe cord. În România, în fiecare an, aproape 1000 de copii au nevoie de intervenții chirurgicale pe cord pentru că se nasc cu diverse malformații cardiace. Până acum, acestea se făceau doar la Cluj, la București sau la Târgu Mureș. De astăzi și Timișoara a intrat în acest circuit select. În România, o operație pe cord la copii costă între 7.000 și 10.000 de euro, în timp ce în străinătate poate ajunge și la 100.000 de euro.